Bună, vă salut de aici de la Liga Prieteniei din zona Sud. Am urmărit un meci între băieții de la Atletico București și cei de la Râzbi Onici. Sunt alături de Cosmin de la Atletico București. Bună seara, Cosmin! Bună seara! Cum a fost meciul din seara asta pentru voi? Pentru noi a fost un joc ușor. S-a văzut că echipa adversă nu a jucat de mult timp. Cred că jucătorilor nu au jucat fotbal. Noi ne-am închigat bine, am pasat și a fost un joc bun din partea noastră. Unde vă situați acum în clasament? Pe primul loc, fără nicio înfrângere și sperăm să facem o figură frumoasă în Superliga. Câte etape mai aveți în campionat? Nu știu, cred că mai este jumătate din retur. Mai este jumătate de tur și deci mai de jucat. Avem timp să ne îmbunătățim jocul. Ce așteptări aveți la meciurile următoare? Vor fi la fel de ușoare? Le veți trece la fel de ușor ca meciul din seara asta? Vom avea meciuri grele cu echipele situate sub noi, care și ei vor să tragă la Superliga. Vom avea meciuri grele. Sperăm să jucăm bine, să începem să jucăm din ce în ce mai bine, să ne pregătim pentru Superliga. Mult succes vă doresc în continuare. Și noi la fel. La revedere, o zi. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cepita. V-am pupat!